Mă întrebam de ce oare oamenii buni trebuie să aibă încercări. Și aici vreau să amintesc de faptul că după ce ai trecut prin greutățile acestea ale vieții, să-ți moară bunica care ți-a fost și mamă și tată, să crești copilașul o bună parte din timp tu, ca mai apoi să te detașezi de asta pentru că urma să ai acest parcurs frumos, profesional, ai fost diagnosticat cu cancer. Da, la am ce avut... ți s-a pus acest diagnostic? Boală despre care oamenii fug sau pe care îi demoralizează pe mulți dintre ei? La 33 de ani am fost depistat cu această problemă. Dar cum? Eu am fost la un control la Spitalul Fundeni cu o bună prietenă, cu o doamnă. Și a făcut o ecografie. A zis că are ceva pietre, dar totul este ok. Și doamna doctor îmi zice, ia pune-te și tu, hai să văd tu cum stai, ce ai pe acolo. Am zis, doamna doctor, eu sunt ok, sunt sănătos tun. M-am pus pe patul ăla, parcă și văd, mi-a dat ce mi-a dat pe bută pe acolo cu... Ca să-ți fac o ecografie. Așa, dă-i, să uite. Zice, Georgel, lucrurile nu sunt așa cum crezi tu. De ce, doamna doctor? Ce s-a întâmplat? Ce este? Zice, păi ai un chist, mi-a zis ea. La ficat. Zice, trebuie să-ți faci neapărat un CT. Nu-i de glumă. Zice că n-am văzut doamna doctor. Oboseala, nopțile pierdute. M-am gândit aia. N-am văzut doamna doctor bine. Nu am eu așa ceva. Și la o lună de zile zic, hai mai totuși să-mi fac un CT. Că parcă îmi stătea pe creier treaba asta. M-am dus, mi-am făcut un CT și la CT scria formațiune tumorală de nu știu câți centimetri, tra-la-la. Am zis, și ăștia au greșit, nu este așa. Pentru dar de că ce refuzai nici... diagnosticul? Nu venea să cred, eu eram, mă simțeam foarte bine, eram împlinit, adică eram ok. Și lucram într-o altă televiziune, iar directorul de programe era și producătorul unei emisiuni de sănătate. Prezentator, realizator era domn profesor Oproiu. Și mi-a zis doamna director, Stella Cristea, și vreau să-i mulțumesc pe această cale. Mi-a zis așa, dacă nu vii mâine, când vine domnul profesor Oproiu să te vadă și să-i spui problema ta, te dau afară din televiziune. Eu de frică, zic, băi, bine doamna Cristea, am să vin. I-am adus eu ce mi-au dat cei de la CT, de la ecografia aia, ce mi-au făcut. Și zice, nu mă interesează să mă uit pe hârtiile astea. Te rog frumos săptămâna viitoare să vii la mine să-ți fac o endoscopie. Aoleu, n-am auzit de endoscopie, știam ce înseamnă endoscopia aia cu furtunul. Zic, doamne, nu pot eu să fac așa ceva, mai bine mor, nu pot. Și doamna Cristea, la fel. Te duci, doamna Cristea, știți că nu am nimic, că mă simt bine. Nu, mergi cu mine. M-am dus acolo, plume ca la cerbul de aur. Toată lumea aștepta să intre la domnul profesor Oproiu. Am intrat, zice domnul profesor, hai să te pui pe masa asta. Domne, când am văzut cu furtunul ăla, bine că până să intru cu doamna Cristea acolo, am ieșit de 7 ori. Îmi făceam drum. Doamna Cristea, dau un telefon. Doamna Cristea, stai drag aici. Doamna, revin imediat. De unde? Când vedea că mai sunt 2 persoane, eu fugeam. Până la urmă n-am avut încotro. Am ajuns acolo. M-a pus pe masa aia, mi-a pus o căluș sau cum îi zice, în gură, cu furtunul. Și îmi zice, băiete, nu-i de glumă, trebuie să te operezi. Acum vorbesc cu domnul profesor Alecu, pentru că mi-a fost student, și să vedem cât te poate programa. Este o tumoră, este un gist, de fapt, mi-a zis. Trebuie operat. Deci eu eram așa între, cum să zic, între ciocan și nicovală, nu știam ce să zic, nici că vreau, nici că nu vreau. Până la urmă, și de rușinea doamnei Cristea, și că eram la domn profesor în cabinet, zic, bine, vorbiți. Când mă programează, mă duc. La sunat îi zice, uite, săptămâna viitoare, pe 12 martie. Pe 11 martie era ziua mea.
Eu îl iau pe nepotul meu, pe Dorel, Vlada de la Ștefănești, că am zis, măi, să stai și cu mine cineva, că mi-era așa să mă duc singur. M-am dus la un restaurant și cu ciorbă de burtă, cu mișc, cu cârneas, cu de toate. Mă duc a doua zi, asta se întâmpla de ziua mea, 11, pe 12 mă duc la spital pentru operație. Eu am crezut că mă ține internat 2-3 zile, îmi face toate analizele, domnul doctor, și după aia mă bag în operație. Aveam 119 kg atunci. Și eu stând așa pe patul ăla, dați seama, burta, că am 119 kg. Și vine domnul profesor Alecu în salon. Zice, pe tine, acum, imediat, într-o oră, două, îți dau burta aia jos. Eu când am auzit, îți dai seama că m-am speriat puțin. Zice, du-te și fă-ți internarea. M-am dus, mi-am făcut internarea, tot așa, am crezut că face ceva, analize, mă ține un video. Nu, mi-am făcut internarea, hai, la operație. Eu sunt un tip foarte pudic, eu nu mă dezbrac așa de față, chiar doar la mare, în boxer și să am și un tricou dacă se poate pe mine. Și m-am dus acolo, toate domnișoarele, în practică, toate asistentele, eu știu ce mai era pe acolo, dezbrăcați-vă. Zic, nu mă dezbrac, dezbrăcați-vă, trebuia să mă rad. Eu m-am ras pe cum trebuia să, pentru operație. Și zice, nu, trebuie să vă facă doamna infirmiere sau ce era acolo. Și zic, domne, cum să fac? Nu, m-am făcut. Nu și nu. Domne, pentru mine momentul ăla mi-a dat bisturiu ăla cu aparatul ăla de reaș ce mi-a făcut acolo. A fost cel mai penibil lucru pe care l-am simțit vreodată în viață. Atât de rușine mi-a fost, îmi puneam mâinile la ochi. Nu știu, m-am simțit penibil. După toată treaba asta, la sala de operație. Ți-am zis, toate domnișoarele, dezbrăcați-vă. Nu mă dezbrac. Nu mă dezbrac, nu mă dezbrac, nu mă dezbrac, nu mă dezbrac. Și a venit anestezistul, da, e de râs, să știi, dar e și de plâns. Și anestezistul când a văzut zice, măi, dar de ce să dezbrace? Ce? Uite, domnule, aveți acolo un cuier, un halat, luați-l și puneți-l pe dumneavoastră, ieșiți de, bă, gata, lăsați omul în pace. Probabil că omul și-a dat seama că nu sunt pe toate doagele mele și să nu intru în operație stresat. Eu când am văzut că nu e nimeni, hop, repede am luat ăla. Îți dai seama, e 119 kg, iar halatul ăla avea așa, 50 cm. Cum să răpun, că nu mă cuprindea? Am pus și eu una așa, un colț așa, un colț așa. Și vine anestezistul. Zice, gata? Zic, da. Bun, puneți-vă pe masa aia, patul acela acolo și eu ies. Stați liniștit și vă puneți halatul pe dumneavoastră și vin și eu imediat să vă văd. M-am pus pe patul ăla, mi-am pus halatul, normal, până de la piept până cât a ținut el. Vine anestezistul, eu n-am știut că e anestezist, nici n-am știut eu cine e, ce îmi face. Și am crezut că îmi face o injecție ceva ca să mă adoarmă. Și zice, trageți. Mi-am pus o batistă, un tifon, parcă era, și zice, trageți. Am tras o dată, de ce mai trageți o dată? Am tras, țin minte că era un ceas din ăla mare, era 10 fără 5 ceasul. Și m-am trezit pe la orele 18 la reanimare, cu o doamnă bine făcută, cu mâinile pe spate, treziți-vă, bună dimineața, bună dimineața, treziți-vă. Dom'le, mă dureau toate oasele, mi-era rău, da, de la anestezie. Și tu mâncasei și, da, înainte nu, da, și n-ai fi avut voie? Înainte de a mă opera, mi-a zis doctorul, n-ați mâncat nimic, n-ați... Zic, nu, n-am mâncat nimic. Da, am mințit, pentru că mi-era frică, nu știu... Mi-a fost frică să-i spun, dom'le, eu știți, aseară am mâncat ciorbă de burtă și mici și ce-am mai mâncat eu. Nu, i-am spus că n-am mâncat nimic. Dar să-i dea Dumnezeu sănătate, pentru că au trecut atâția ani și uite, eu mă simt ok acum, sunt bine. Și vreau să spun că la reanimare acolo, când mi-am dat jos halatul, era un halat alb așa, nu alb, mint, verde. Dom'le, eram plin de soluția bentandine sau cum da, îi zice, bentandine. Da? Dom'le, eram de la gât până pe... Eu am crezut că e sânge. Îți dai seama că m-am speriat și când am văzut tațele alea, operația de aici, de la piept până jos. Și gândește-te cât dar a ținut operația. De ce a fost atât de mare operația ta, George? Atât a durat, pentru că era cât o, mai mare decât o portocală tumora. Și cuprinsese puțin din
stomac, mi-a dat și o parte din stomac. Și care a fost cauza apariției? Oboseală, stresul tău? Oboseala, stresul, programul neregulat al meselor, mâncam ce apucam când apucam și tot așa, de aici. Beam tot felul de suc, băuturi din astea acidulate, care nu le mai dăm numele. Și uite așa, și dimineața a venit doctorul la vizită, domn profesor Alecu, m-a văzut luminat la față, eu ca o floricică acolo. A, zâmbești? Gata. Hai, pe salon. M-a dus pe salon. Eu, așa cum eram, țin minte, Doamne, că era nepotul meu Dorel cu mine. Trebuia să mă ridic, aveam o ață, că nu, adică operația nu trebuia să, nu știu, să te apleci, că pleznea. Oricum mi-a pleznit aici, după 5 zile mi-a pleznit, era olita mai gaura. Cum să stau eu liniștit? De ce să stau liniștit? Pe ce eram? A trebuit să fac eu ceva. Și aveam furtun, un furtun pe nas, unul în burtă era drena, știi? Și încă unul, că așa este treaba. Cei care au trecut prin astfel de probleme știu despre ce este vorba. Și până să-mi trag ațele, eu tot m-am sucit, m-am întors și aici s-au rupt câteva ațe, știi? Și rămăsese așa o gaură și băgau tifon. Îmi băgau tifon acolo. Și acum se vede că este gaura, adică cicatricea aia a rămas. Și uite, prin astfel de probleme am trecut. Dar îi mulțumesc bunului Dumnezeu că acum sunt bine, că sunt vesel.